Fostul președinte al României, Nicolae Ceaușescu, avea pregătit un bunker în caz de război sau atac atomic. Acesta se află sub Palatul Primăverii, fosta reședință a dictatorului. Conform realitatea.net, încăperea se află la aproape 10 metri sub pământ și ar fi putut deveni centru de comandă în cazul unui război cu arme chimice sau atomice. Intrările în bunker sunt închise de două uși metalice foarte groase, iar deasupra tavanului este o cantitate foarte mare de beton până aproape de nivelul solului. Încăperea are sisteme de ventilație speciale în partea de sus a pereților. În centrul bunkerului se află o masă de lemn masiv și 8 jilțuri sculptate. De asemenea, mai sunt diverse cadouri primite de la cuplul Ceaușescu, cum ar fi un strung de mare precizie construit în Bulgaria, un tablou realizat din coarne de cerb sau un corn de vânătoare. În încăpere mai există o canapea, o măsuță de lemn și încă două jilțuri, relatează realitatea.net.